Gabriela Cristea și Tavi Clonda, sub influența băuturilor alcoolice? Ipostazele în care au apărut cei doi le-au dat de gândit internauților. Tavi e muci, se vede după privirea inteligentă. Gabriela Cristea, 49 de ani, și Tavi Clonda, 44 de ani, se numără printre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Cei doi sunt mereu activi în mediul online și își țin fanii la curent cu aproape tot ceea ce fac. De curând, cei doi s-au afișat în ipostaze controversate la o petrecere făcută acasă. Miss Piggy e trudită rău. Tavi e muciar. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au organizat, recent, o petrecere la ei acasă. Alături de cei doi au fost membrii din familie și prieteni apropiați. Așa cum și-a obișnuit fanii, partenerul prezentatoarei TV a imortalizat momentele de la grătar și le-a arătat internauților cum se desfășoară o astfel de activitate în curtea lor. Au mâncat pe săturate, de la mititei, cârnați, carne, până la tot felul de prăjituri. Însă, nu acest lucru a stârnit controverse printre fanii acestora, ci mai degrabă faptul că cei doi s-ar fi lăsat filmații sub influența băuturilor alcoolice. Internauții sunt de părere că fețele îi dau de gol, motiv pentru care au existat o mulțime de comentarii în acest sens. Nu sunt la noi pe site, o să intre cam într-o săptămână, că acum suntem în teste și am ajuns acasă. Dragilor, am venit acasă, unde poate fi mai frumos decât acasă, cu ploaia lor de la mare, cu mamaia, cu alea. Uite, bă, aici, au un grătar frumos cu Cosmin, elegant. Ce avem aici? Mititei. De la racuri. Exact. Cârnăciori picanți, niște ciocănele, sau cum se cheamă astea, de pui, cotlete și mai avem aici și niște, am luat pentru prima oară, niște, cum se cheamă astea, iubire? Ceva barbecue marinate, picante, mix pulpe de zosate, aripioare de pui picante marinate. Habar n-am de la astea. A, mă, că-i treabă, și piscina, uite. Nu bate vântul în piscină, nu alea, nu plouă. Bine, s-ar putea să nu știe aici ploaia, dar asta e altă discuție. Hai că e frumos acasă. Nu, iubire? Da, da. Ia uite, și pe nevastă asta să vă arăt. Ia uite. E și bunibu. Mamă, uite ce spate am. Băi, m-am ars calul meu. Bun. Cam asta e treaba, dragilor. Tot mai bine acasă. Dați-vă, Cosmin, cum le organizează de frumos. Uite, așa se face, uite. Aici, bam, bam, bam. Aici mititei, ia uite ce frumos se organizează, băi, bravo Cosmine, așa da, mă. Focutare. Focutare, păi eu fac focutare, am focutare în inimă. Da. Pasiune. Da. Pasiune. Adevăr că niciodată nu știu să mă aproximez, tot timpul fac mai tare, într-adevăr. Dar dacă dăm un pic mai la distanță, așa le rezolvăm. Poziționăm. Da. Exact, cum trebuie, da, super tare. Și soția a gustat din toate astea, să vadă cum... Hai, spune-mă acum, spune să-mi sară toată lumea în cap, nu e să-mi bine? Nu are dumicații din gură. Păi nu e bine, mă, prin că arată senzațional. Mamă, deci cum dărâmat. Sunt astea? Nu mai gustam, n-ai mâncat. Da, mamă, exact, deci nu mai gustam. Mamă, sunt astea? Da. Și sunt noi, încă nu sunt la noi pe site, o să intre cam într-o săptămână, că acum suntem în teste și am ajuns acasă... Guste ia. Toată lumea. Deci asta este senzație. Așa, ai gustat? Doamne, iar asta este... Nu. Dar nu le spunem ce, să o să vadă pe forma pudrului. Doamne, doamne, deci asta e cu fistic, asta e cu lămâie, asta este cu mango, asta e cu ciocolată, trio de ciocolată, nu, nu, nu. Da, nu, dar poți să le spun cum se cheamă sau... Nu le spun, o să urmeze pe forma, nu? Prăjitură la cutie. Super tare. Miss Piggy e trudită rău. Tavi e muciar, se vede după privirea inteligentă u ce sănătos mănâncă. Mult cărnălău, multă băutură, multe prăjituri. Nu-i de mirare că sunt așa de desfigurați. În special buhăiela. Ăștia iar sunt beți? Doamne sfinte, ce beți sunt ăștia? Avioane amândoi, doamne, ce față are găbița? Se mai și filmează așa, ăștia sunt normali la cap, beau în fiecare seară. Gabriela s-a văzut filmată așa, ei cred că nu se observă că sunt beți. Au fost doar câteva dintre comentariile internauților, la clipul video pe care l-a publicat Tavi Clonda pe Facebook. Gabriela Cristea, acuzată că ar fi consumat băuturi alcoolice în timpul filmărilor. În urmă cu ceva timp,
Gabriela Cristea a mai fost acuzată că ar fi apărut în stare de ebrietate în emisiunea pe care o moderează la Antena Stars. Și dacă ea a ales să ignore aceste speculații la vremea respectivă, soțul ei a reacționat imediat. Tavi Clonda a susținut că totul este o minciună și că partenera sa nu consumă alcool, mai ales în timpul filmărilor. Ce pot să zic? E o minciună seferuntată. Un grup care vrea să denigreze vedetele, nu e Gabriela singura. Bineînțeles că nu este nimic adevărat. Gabriela nu consumă niciodată, nu e cu alcoolul absolut deloc, iar despre asta, probabil că vor plăti în fața instanței, habar nu am, încă nu știu ce măsuri se vor lua. Dar am crezut că timpul ăsta a apus, când se făceau în presă diverse acuzații false. Văd că a revenit. Nu e nimic adevărat. Vom vedea ce vom face în continuare. Deși nu i-a picat bine, Gabriela este ok, iar eu sunt alături de ea în orice, a declarat Tavi Clonda pentru Click.